Bună ziua! Interviurile video pe CNews continuă astăzi, iar alături de mine este doamna deputat Oana Florea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua, bine v-am găsit! Discutăm pentru început despre faptul că PSD și-a ales noua conducere într-un congres ce a avut loc sâmbătă, un congres diferit față de cele cu care eram obișnuiți până acum. Ce așteptări aveți de la echipa domnului Cioloac, la voastră persoană? Pe scurt, să performeze. Da, era nevoie să ne alegem o conducere pentru că aveam două rânduri de alegeri și atunci o conducere interimară nu e de dorit, trebuie să ai o conducere legitimă, votată, care să-și asume și rezultatele votului și nu numai. Se simte o dorință de schimbare. Faptul că nu o singură persoană ia decizia, ci este un for format din oameni cu experiență și oameni care au reprezentativitate la nivelul localităților din care provin. Și mă refer la faptul că acum, din fostul CEX actual, Comitetul Permanent Național, vor face parte și primari și șef de consilii județene și din consilii județene. O chestiune nouă. Cred că e o binevenită, pentru că atunci când vrei să iei decizii bune, trebuie să ai informații direct de la firul ierbii, ca să spun așa, și nimeni nu cunoaște mai bine urbea decât cei care au fost aleși și provin de acolo. Partidul este într-o perioadă de reconstrucție. Încercăm să echilibrăm, să aducem oameni tineri, dar să păstrăm și oamenii care au experiență în administrație, în profesiile lor, care au dovedit ceva. De asemenea, se consolidează din ce în ce mai bine relația cu familia europeană. Și domnul Stanișev a avut un mesaj video în cadrul congresului. E nevoie de o modernizare și ideologică și structurală. Și se muncește cu entuziasm. E un PSD diferit față de ERA, dacă pot să o numesc așa, Viorica Dăncilă? Era Viorica Dăncilă nu este foarte de mult apusă, ca să zic așa, n-a trecut niciun an, dar după cum vedeți, se promovează oameni care au dovedit ceva în profesiile lor, care au experiență politică, care au un discurs autentic și nu în șabloane, și accentul se va pune, o să observați, în promovarea unor astfel de oameni, adică din nou proiect iese din discuție nepotismul sau promovarea pe relații. Trebuie să dovedești că poți, că știi, că vrei, nu că ești ruda cuiva. Am văzut că din noua echipă a domnului Ciolacu face parte inclusiv Mihai Tudose, care a fost premier al României, domnul Grindeanu, la fel premier, domnul Vasile Dâncu. Am văzut și fețe vechi din epoca, Liviu Dragnea, cum e Olguța Vasilescu, Claudiu Manda. Da, nu înseamnă că odată ce ai făcut parte din echipa altui lider, nu mai ești bun în ceea ce faci sau nu mai crezi în principiile tale sau nu poți să aduci un plus valoare partidului. Nu cred că trebuie să renunțăm la oamenii care știu meserie, au un discurs bun, știu să atragă cetățenii de partea lor. Pomenează doamna Olguța Vasilescu, uitați-vă ce este favorită în cursa pentru Craiova, ce discurs bun are. Adică sunt oameni care știu și pot să ajute partidul să aibă rezultate bune. Deci nu contează că a fost apropiată de Liviu Dragnea. Păi și eu, subsemnata, la momentul la care am candidat în primul mandat, tot Liviu Dragnea era la conducerea partidului și asta nu înseamnă că eu nu sunt o persoană care să pot să ajut partidul să aibă rezultate bune sau nu muncesc sau mi-am schimbat principiile în care cred. Nu cred că este un criteriu ăsta. Criteriul este să știi și să vrei să faci politică pentru oameni și în sprijinul lor. Nu faci politică pentru o echipă, ci faci politică pentru oameni.
Despre rezultate vreau să discutăm în continuare. Încă puțin și se dă startul oficial al campaniei pentru alegerile locale. Ce scor își propune PSD pentru 27 septembrie? Scor cât mai mare, cât mai bun, dar el depinde de la o regiune la alta și de la un județ la altul. Observați că, de exemplu, în zona Ardealului, PSD-ul nu a fost favorit și este așa o provocare pentru organizațiile din zonă pentru a avea un scor cât mai bun. Avem alte bazine electorale tradiționale, cum ar fi în sudul țării, în Moldova, dar cred că la alegerile locale se vorbește mai mult de persoană și mai puțin de partid. Adică în comunități se dorește un primar care să facă lucruri pentru urbe, pentru cetățeni. Nu neapărat un primar de la PNL sau de la PSD. Din discuțiile pe care le-am purtat și eu cu oamenii, asta este replica. Eu asta am auzit. De ce să-l aleg pe X că nu a făcut nimic? Sau din contră, îl aleg pe X pentru că, nu știu, a asfaltat sau a făcut școala sau a făcut grădinița. Deci așa se pune problema de partid. Da, deci până la urmă la alegerile locale omul trage partidul, ca să zic așa, și mai puțin partidul trage omul după el. Dar la București, strict pe București, și-a făcut PSD, presupun că și-a făcut o strategie. Ce scor vrea să obțină PSD în București? Pe București, părerea mea că Gabriela Firea va câștiga primăria capitalei. Știu din sondaje, din ce am văzut și eu, că ar fi umăr la umăr cu Nicușor Dan. Părerea mea este că dreapta nu este coagulată și atunci stânga va reuși un scor foarte bun pe capitală. Iar la primăriile de sector cei mai mulți sunt oameni care deja, cu excepție primăria sectorului 3 și sectorul 2, acolo unde, și sectorul 2, unde este domnul Popescu. În rest, sunt oameni care au fost deja la primărie și au făcut lucruri și asta se vede. Adică la sectorul 5 știu de școli construite, domnul Băluță la 4, la fel foarte apreciat, și asta o spun nu pentru că sunt membru PSD, ci pentru că am mai vorbit cu oamenii. Și domnul Tudorache are o imagine bună și oamenii îl vorbesc de bine. Exact cum spuneam, e vorba de percepția cetățeanului cu privire la persoana respectivă. Până la urmă, există și acest aspect al continuității, că dacă respectivul primar are proiecte în derulare, e de dorit să îl lasă să-și facă treaba și să finalizeze, să ducă la bun sfârșit ceea ce a început. Dar la sectorul 2, PSD susține un fost liberal, care, mă rog, n-a mai fost să fie susținut de PNL, domnul Dan Cristian Popescu. Este o situație deosebită acolo. Înțeleg că în urma negocierilor USR-PNL, practic USR-ul a negociat foarte dur și a dorit scoaterea din cursă a candidatului PNL, adică respectiv domnul Popescu. Candidat care era văzut ca un potențial câștigător. Eu zic că e o decizie neinspirată pentru PNL. Și în urma negocierilor politice la care eu personal nu am participat, dar în urma negocierilor s-a stabilit că acest candidat are rezultate bune și are șanse bune de câștig și atunci va candida din partea PSD-ului. Dânsul înțeleg că oricum ar fi candidat independent. Dar oarecum vor înțelege locuitorii din sectorul 2, iată, un liberal, acum trebuie să fie susținut de votanții Partidului Social Democrat. Păi nu e greu de înțeles, pentru că se aplică principiul despre care vorbeam mai devreme. Omul sfințește locul. Dacă omul a avut funcția de viceprimar și a dovedit că se implică, cu categoric va obține voturi. Vorbeam și înainte de interviu despre prezența la vot, care ne așteptăm să fie ceva mai scăzută, pentru că, iată, suntem în plină epidemie de coronavirus. Credeți că va influența într-un anumit mod o prezență scăzută la vot?
Da, categoric da, din mai multe puncte de vedere, și al reprezentativității, dar și al bazinului electoral al fiecărui partid în parte. Adică, de exemplu, se spune că studenții votează USR-ul, că pensionarii votează PSD-ul. Eu nu cred că e chiar așa, adică nu aș merge într-atât încât să gândesc în șabloane, dar cu adevărat avem un scrutin electoral mai atipic. Atipic, ca să spun așa, în condiții excepționale, cu un timp foarte îndelungat al exercitării votului, pentru că avem acele măsuri de siguranță, vor intra mai puțini oameni în sala respectivă, în secția de vot. Va avea loc, înțeleg, dezinfectare la ștampilă, la cabina respectivă, adică procedura va fi îngreunată și atunci probabil vor fi cozi. Depinde și de starea vremii în ziua respectivă, dacă plouă, dacă e foarte cald, dacă oamenii vor sta la coadă afară, unii nu or să vrea să mai stea. Pe de altă parte, cei care fac parte din categoriile vulnerabile la coronavirus, cei care au tot felul de afecțiuni, care au astm sau afecțiuni pulmonare sau consideră ei că sunt vulnerabili, vor evita secția de vot. Deci, da, este un scrutin cu totul atipic. Rareș Bogdan, prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, susținea zilele acestea că ar trebui să fie două zile de vot, spre exemplu. Această discuție trebuia făcută mai de mult. Nu știu, poate că experții în domeniu ar avea un cuvânt de spus, dar acum deja suntem în linie dreaptă, nu cred că se mai poate modifica legislația astfel încât să avem două zile de vot. De altfel, din ce știu eu, Comisia de la Veneția chiar recomandă ca în ultimele 6 luni înainte de scrutin să nu se modifice legislația în materie electorală. Deci, eu cred că e tardivă. Discuția aia ar fi trebuit să aibă loc cel puțin cu câteva luni în urmă. Da, din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit totuși să fie amânate aceste alegeri și să nu le organizăm acum, în septembrie, când suntem în plină epidemie de coronavirus. Da, data a fost stabilită în urma unor negocieri politice care au avut loc în urmă cu ceva timp, când cazurile de bolnavi cu coronavirus erau mai puține. Și a venit de la guvern această propunere, ea a fost aprobată în Parlament. Desigur, cred că înainte, poate cu, nu știu, vreo lună de vot, ar fi trebuit făcută o consultare cu specialiștii în domeniul sănătății, care să ne spună care sunt riscurile pentru populație. Pe de altă parte, guvernul, tot la acel moment, și acum mi se pare destul de târziu, ar fi trebuit să explice exact cum se va desfășura scrutinul, astfel încât populația să fie asigurată că nu există riscuri. Ori noi, la momentul ăsta, nu avem un ghid, un proiect, un ceva pe care șefii secțiilor de votare să știe, domnule, trebuie să urmăresc punctul ăsta, ăsta, ăsta și ăsta, trebuie să fac asta, asta și asta. Nu înțeleg, se știa de mult timp că vom avea alegeri, nu înțeleg de ce până acum nu au făcut o metodologie. Cum va fi accesul? Cum se va dezinfecta? Când? Cum? Adică nu poți să lași așa. Trebuie să dai niște asigurări, pentru că dacă nu asiguri populația că nu există risc, populația nu va veni la vot. Cu siguranță și prezența, cum spuneam, va fi mult mai mică, ceea ce ar genera semne de întrebare privind reprezentativitatea. Dacă da, au fost alegeri locale în Franța. 20%, știu. Exact, a fost alegeri locale în Franța și a fost cea mai mică participare la vot din istoria Franței, drept pentru care al doilea tur a fost amânat. Știu că PSD pregătește moțiunea de cenzură pentru demiterea guvernului Orban. Cum arată calendarul? Există la acest moment un calendar? Moțiunea a fost depusă. Eu am citit-o. Mie mi s-a părut bine scrisă, bazată pe date și pe fapte concrete și mai puțin pe declarații politice, cum eram obișnuiți în trecut, cu argumente, cu statistici, cu cifre.
este bine scrisă. Au existat discuții cu privire la faptul că, fiind o sesiune extraordinară, nu ar fi constituțional. Eu sunt jurist, am citit, legea nu distinge, Constituția nu distinge. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât Parlamentul este convocat, este la lucru, noi și astăzi avem ședință de plen, este o sesiune în care suntem convocați legal, lucrăm, se pot depune moțiuni. Dacă se dorește altceva, trebuie schimbată legislația. Dar cu legislația actuală, din punctul meu de vedere, este perfect constituțional ce se întâmplă. Adică să fie votul, dacă s-a depus în sesiune extraordinară, trebuie să fie votul tot în sesiune extraordinară sau în sesiune? Aici este o dezbatere între juriști, cum că ar trebui votul să aibă loc în aceeași sesiune. Dar trebuie să vă spun că este o situație fără precedent. Nu s-a mai întâmplat așa ceva și dreptul poate fi interpretat oricum. Cu privire la calendar, s-a amânat decizia cu privire la data votului, pentru că PSD dorește ca această moțiune să treacă. Și sunt negocieri până în ultimul moment. Ați văzut că deja trei parlamentari de la PSD au plecat și fiecare vot contează. Și probabil că după ce negocierile vor fi concludente, ducând spre certitudinea rezultatului votului, se va fixa și ziua votului. Deci mai degrabă vom avea un vot în luna septembrie, este exclus. Nu mă hazardez să spun asta, pentru că e posibil oricând. 31 este luna viitoare, deci iată, peste aproape o săptămână. Deci poate aștepta fi. Aștepta și decizia CCR, că știm că PNL-ul a atacat la CCR această moțiune. Va aștepta PSD decizia sau... Dacă va aștepta sau nu, pot să spun doar atât, că faptul că se atacă la CCR nu suspendă procedura din Parlament. Și de ce? Dacă ne gândim că acest lucru s-ar întâmpla la fiecare moțiune de cenzură, atunci fiecare guvern ar ataca la CCR, numai ca să tragă de timp și procedura nu și-ar avea finalitate. Deci, clar, nu suspendă procedura. PSD, dacă face asta, o face pur și simplu pentru că este de acord să aștepte, dar nu pentru că este ținut de lege. Nu are această obligație. Deci legea nu obligă. Legea nu obligă și mai avem un precedent. Atunci când în ianuarie bugetul a trecut fără să fie dezbătut în Parlament și n-am atacat la CCR această procedură, procedura a continuat, nu s-a așteptat decizia CCR. Deci există și precedent în materie. Deci moțiunea, spuneți că ar fi constituțională, că este constituțională. Sunt sigură că e constituțională. Nu există semne de întrebare, dar a luat PSD în calcul, nu știu, să depună o moțiune și în sesiune ordinară, în cazul în care există interpretări de felul acesta. Că, sigur, legea nu împiedică să depunem în sesiune ordinară. S-a discutat la PSD o moțiune. Am participat la astfel de discuții, ele sunt în momentul ăsta în derulare, sunt convinsă, la sediul din Chiselev și se fac tot felul de calcule pentru a se lua cea mai bună decizie în direcția asta. Dar este posibil, desigur, să depunem moțiune și în sesiunea ordinară, sigur. Legea nu interzice acest lucru. Am văzut că PSD vine și cu o propunere de premier pentru președintele Klaus Iohannis. De cealaltă parte, Klaus Iohannis susține că nu va da un premier PSD. Aici sunt două aspecte. În primul rând, Klaus Iohannis este ținut de Constituție, dar nu este prima oară când încalcă Constituția. Practic, Constituția spune că trebuie să desemneze un premier din partea partidului sau majorității sau alianței de partide care deține majoritatea. Cu siguranță, după ce moțiunea trece, o să avem un guvern. Dacă va fi interimat, va avea putere strânsă și atunci nu va mai da ordonanțe de urgență și legile vor trece prin Parlament. Dacă vom avea un guvern cu puteri depline, el va își va desfășura activitatea până în decembrie, până la alegerile parlamentare. Dar aceste proceduri sunt normale. Într-o democrație, opoziția asta face, încearcă să ajungă la putere. Moțiunea este o procedură legală, legitimă, practic singura arma eficientă a opoziției. Sunt foarte multe țări care folosesc astfel de lucru. Știu că în Belgia acum, de exemplu, nu au un guvern cu puteri depline, e tot un guvern interimă. Nu e sfârșitul lumii. Deci, cu siguranță, un guvern vom avea. Dar
măsurile. E riscant să avem un guvern interimar, din nou, în plină epidemie de coronavirus? Păi mai riscant decât... Mai ales că nu știm dacă va veni un al doilea val de... Mai riscant decât acest guvern nu există. Și vă spun cu sinceritate, adică am votat cu bună credință în martie, după ce domnul Câțu fugea să nu fie votat, am zis, domnule, hai să nu păstrăm această criză politică, nu știm ce virus e, ce va urma, cum o să fie cu pandemia, hai să avem un guvern care să ne ajute să ieșim din criză. Numai că faptele au dovedit că acest guvern a înșelat așteptările, adică au luat decizii proaste atât în ceea ce privește combaterea pandemiei, pentru că cifrele la momentul ăsta sunt cele mai mari din Europa. Știu că a fost un raport al Comisiei Europene care spunea că am testat cel mai puțin. Or, toată lumea, toți specialiștii vorbesc că testarea este cheia succesului. Și pe lângă pandemie, mie mi s-a părut devastator acel raport al Curții de Conturi. Adică nu mi-a venit să cred că pot fi atât de multe ilegalități. Adică din 900 și ceva... Pozițiile pentru... Absolut, din 900 și ceva de controle, Curtea de Conturi să descopere 800 și ceva de ilegalități, mi s-a părut foarte mult și cu atât mai grav cu cât lucrurile se întâmplau când lumea stătea închisă în casă și încerca să cumva să colaboreze cu guvernul, să se supună regulilor și a fost neplăcut să... Pentru mulți oameni a fost un chin. Știu, îmi povesteau oameni cu copii mici care trebuiau să stea închiși în casă cu ei. Foarte greu. Și... Totuși, să iei o izoletă cu 17.000 de euro, adică prețul unui autoturism, că până la o targă puțin mai sofisticată izoleta aia. Să iei măști cu preț de peste 100 de ori mai mari, să, nu știu, să achiziționezi utilaje pentru romar să facă măști, dar să nu ai un personal instruit să folosească utilajele respective drept pentru care nici în ziua de azi nu se folosește și la romar nu se produce nicio mască. Să dai avans de 4,5 milioane de euro pentru ventilatoare care nu ajung nici până în ziua de azi la români. Sunt multe, multe lucruri pe care le-am citit acolo și nu mă face pe mine ca parlamentar să votez altfel decât ca acest guvern să plece acasă. Pentru că i-am dat o dovadă de bună credință când l-am votat, dar acum fiecare zi care trece nu văd decât decizii proaste, datorii foarte mari pentru România, datorii pe care copiii noștri le vor plăti, la dobânzi cele mai mari, chiar azi dimineață citeam, cele mai mari dobânzi din Europa. Adică bulgarii, grecii, care au datorie publică de 178% din PIB. Dar ați văzut că guvernul a propus un plan de relansare al economiei. L-ați citit? Deocamdată nu sunt decât vorbe. Planul ăsta trebuia anunțat la sfârșitul primăverii și pus în aplicare. Am văzut rezultatele acestui plan din ce scrie acolo și în 2027 și până în 2027 se întindeau rezultatele. Ori oamenii au nevoie acum de ajutor, nu mâine. Și când vorbesc de acum, mă gândesc în primul rând la agricultură. Este dezastru pe câmp. A fost o secetă cumplită. Oamenii vor începe să fie executați silit. Adică nu s-a făcut nimic, grâul plantat în toamnă nu s-a făcut nimic, au întors brazda, au pus alte culturi din banii lor, nu s-a făcut din nou nimic, iar furnizorii, producătorii bat la ușă. Noi trebuia să dăm, de două luni am votat în Parlament acele ajutare de secetă. Nu am ajuns la oameni nici până în ziua de azi. Natura nu așteaptă. În agricultură lucrurile sunt diferite. Deci haideți să nu facem din criza asta economică și o criză alimentară până la urmă. Probleme sunt și în industria HoReCa, acolo unde știm că mulți au rămas, din păcate, fără locuri de muncă în această perioadă. Am văzut că Ludovic Orban a anunțat aseară că are în plan redeschiderea restaurantelor. Încă se fac calcule. Târziu. Târziu și foarte grav ce se întâmplă acolo. Știți, eu nu sunt economist, dar în economie totul e în lanț. O singură industrie dacă are de suferit, furnizorii, producătorii, toți au de suferit, șomajul crește, adică totul este în lanț. Oamenii ăștia, într-adevăr, înțeleg că industria respectivă e afectată în proporție de 70%. Nu au ajutor, nu au o linie de orizont. Îmi spunea un director al unui hotel că dacă un singur caz de coronavirus, un client,
client, nu neapărat un angajat, este identificat la hotelul respectiv, acel hotel va fi închis. Astfel încât el nu poate să-și facă planuri pentru mâine, nu poate să-și facă planuri de viitor. Totul este instabil și volatil, ca să zic așa. Foarte, foarte greu afectată, oamenii nu au primit niciun fel de ajutor și a fost practic un sezon foarte greu. Îmi spunea persoana respectivă că cu 2 luni de sezon, nu pot să salvez un sezon, cu doar 2 luni în care am funcționat. Și ar trebui totuși redeschise restaurantele? Păi să ne gândim așa, va veni frigul și lumea nu va mai putea să iasă la terase să mănânce. Deci din start cu mâncatul și s-a terminat. Deci cu siguranță atât cei din Horeca cât și clienții vor dori să se deschidă restaurantele, dar cred că decizia asta, ca să fie una bună, trebuie luată numai în parteneriat cu oamenii care lucrează în sănătate pe domeniul epidemiologic. Ca să ei trebuie să spună cât de gravă este, cât de repede se întinde boala sau virusul, cât de contagios este într-un spațiu închis și care sunt măsurile pe care ar trebui să le ia, astfel încât să le ia hotelierii sau proprietarii de restaurante, astfel încât în acel spațiu închis omul să știe că nu, că pleacă sănătos de acolo și că nu e risc de îmbolnăvire. Ultimele 3 minute și ultima întrebare, apropo de deschiderea școlilor, am văzut că de la 14 septembrie copiii merg la școală. Este riscant să ducem copiii? Am văzut, sunt câteva măsuri pe care trebuie să le ai, inclusiv părinții, și vorbim și de acea declarație pe proprie răspundere. Este riscant să ducem copiii la școală pe 14 septembrie? Categoric riscant este. Dar sunt profesioniști care spun că un copil care stă acasă are mai mult de suferit din punct de vedere fizic și psihic decât să meargă la școală. De dorit este să, ca școlile să se deschidă, copiii să meargă la școală. Numai că în domeniul respectiv, în acest moment, este haos. Eu personal am vorbit cu profesori, nimeni nu știe nimic. Cum se face accesul în școală, dacă se ia temperatura, cum se dezinfectează. Gândiți-vă că sunt grupe care învață de dimineață și apoi vin cei de după amiază. Au timp să dezinfecteze clasa după cei de dimineață. Sunt școli care au probleme de igienă, adică n-au săpun la baie, au baia în curte. Ce să vorbim de alte măsuri? Banii, înțeleg că nu sunt îndeajuns, se aruncă responsabilitatea la autoritățile locale. Deci, practic, primăriile sunt obligate să furnizeze bani pentru dezinfectanți, pentru... Nu se știe cu măștile. Iată, ieri am avut 3 declarații a 3 oameni reprezentanței guvernului diferite cu privire la măști. Ministrul Educației spunea că se dau măști, domnul Orban spunea că se dau doar la copiii care provin din familii defavorizate, dar Turcan spune că nu se dă măști deloc. Știu că învățământul este obligatoriu și gratuit în România, nu poți să discriminezi, știți cum era cornul și laptele, se dă la toată lumea. Deci, în ceea ce privește începerea școlii, sunt și eu părinte și eu sunt îngrijorată, nu știu copilul meu va merge, nu va merge, în ce condiții, mai ales că acea declarație, din punctul meu de vedere, declarațiile pe care le semnează părinții, nu sunt relevante. Specialiștii spun faptul că copiii sunt asimptomatici. Deci copilul tău poate să aibă virusul și tu habar să n-ai și să semnezi pe proprie răspundere că este în regulă. Chiar văzusem că există o rată de 6% a îmbolnăvirilor în rândul copiilor. Da, ei nu prea se îmbolnăvesc. În schimb, sunt niște vectorii de transmitere a virusului foarte, foarte ușor și nu pot fi detectați, ca să spun așa. Nu, asta cu școlile va fi o problemă spinoasă și tare mi-e teamă ca nu cumva să crească exponențial numărul îmbolnăvirilor la 2-3 săptămâni după începerea școlilor. Vă reamintesc faptul că Germania, deși a băgat foarte mulți bani în sistemul de învățământ, școlile au început de vreo săptămână, 10 zile în urmă,
la sfârșitul august, au deja 41 de școli cu coronavirus. Doamna Oana Florea, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi. Vă mai așteptăm cu drag în studioul PSM. Mulțumesc frumos!